Organizatorii de nunți spun că aceste evenimente ar ajuta la creșterea ratei de vaccinare și o fac cu cifre. În România, anual, sunt organizate aproximativ 150.000 de nunți. Pentru că în 2020 evenimentele au fost interzise, anul acesta sunt programate 250.000. La fiecare nuntă sunt trimise în medie 80 de invitații, ceea ce ar însemna 20 de milioane de participanți. În realitate, însă, dau curs invitației aproximativ jumătate, ceea ce înseamnă că înainte de dans, în următoarele 5 luni, ar trece pe la centrul de vaccinare 10 milioane de persoane, exact ținta pe care speră să o atingă autoritățile din România până în luna septembrie.